Magia sărbătorilor și Moș Crăciun a adus bucuria în comuna dâmbovițeană Răzvad. Primăria Răzvad a pregătit aproximativ 600 de cadouri pentru școlarii și preșcolarii din localitate, special pentru a creiona atmosfera de bazm specifică acestor sărbători. Moș Crăciun a venit negreșit în comuna Răzvad. Ce faceți, ați fost cu mine? Băi, m-ați convins, ce frumos. Aici nu-i glumă. Dragilor, eu vă spun bun venit. Ne bucurăm că suntem astăzi cu toții, la oaltă, toți copiii comunei Răzvad. Mulțumesc cadrelor didactice că au dat curs acestei întâlniri și au vrut să facem din nou un eveniment frumos, la fel cum am făcut și anul trecut. Stați un pic să vedem că nu a venit moșul, ce nu? 11 și 2 copii, trebuia să vină moșul. Nu vreți voi că îl stricăm pe moșul? Moșule, unde ești moșule? Ia strigați copii, haide moșul! Haide moșul, vin odată! Bună ziua copii, bine v-am găsit! Bravo! Nu ce copii frumoși! Nu ce de copii mai am acolo, vedeți? Ăia toți sunt viitorii mei. Moș Crăciun, bă, băi, bravo! Moșule, până ajunge moș, trebuie să mai vină multe ori, moșule. Nu la nimica, îi pregătesc de acum. Așa să faci. Moșule, îți mulțumim frumos că ai venit în comuna Răzvad, la copilașii comunei Răzvad. Eu sunt primar, eu te-am scris. Bravo, bravo, bravo. Îți mulțumesc, mai ai atâtea copii cu plătăirea ta și trebuie să ai mari grijă de ei. Moșule, crede-mă că noi avem mare grijă, să știi că la urmă să aibă și ei grijă de noi, sunt convins. Primarul Emanuel Spătaru și Consiliul Local Răzvad au găsit fondurile necesare prin care să aducă zâmbetul pe buzele a sute de copii cărora Moș Crăciun le-a oferit daruri. În sala de sport a comunei Răzvad, pentru câteva zeci de minute, totul s-a transformat într-un bas. Cântecele, poeziile și colindele i-au încântat pe Moș Crăciun, autoritățile locale și părinți. După ce au cântat și au spus poezii, toți copiii au primit daruri de la Moș Crăciun. Primarul comunei Răzvad, Emanuel Spătaru, a avut și un mesaj pentru toți răzvădenii, dar și pentru toți dâmbovițenii, cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Deja a devenit o tradiție aici la Răzvad ca Moș Crăciun să ne viziteze și să lase cadouri pentru toți copiii pe care avem în strij la școlile din comuna Răzvad. Avem aproape 600 de copilași și avem cadouri pentru toți copiii. Este o acțiune care sper eu să le placă copiilor, e o acțiune care să arate că ținem la copii. Eu am spus-o încă de la început că voi ține și voi face cât de mult pot eu pentru copii, pentru că ei sunt viitorul nostru. Vreau să le mulțumesc cadrelor didactice că au fost alături de noi și am reușit să facem împreună această acțiune. Totodată vreau să urez sărbători fericite, Crăciun fericit, cu bine, cu sănătate, cu liniște, tuturor răzvedenilor, dar și tuturor celor care ne văd.
le urez să aibă parte numai de bucurii și de sărbători binecuvântate. Așa cum spune și vorba, dar din dar se face rai.